important este pentru sportul românesc faptul că organizăm la București Liga Campionilor și Champions League la judo. Este o competiție extraordinar de puternică și de aceea eu spun că este o bună oportunitate de a vedea pe viu cei mai buni sportivi, care sigur îi vom vedea pe podium la campionatele mondiale și la Jocurile Olimpice. Aceste competiții au acest foarte important rol, și anume acela de a-i trece pe sportiv prin acest gen de experiențe, prin acest gen de confruntări foarte, foarte puternice. Este extrem de important pentru că, după cum bine știți, noi avem tradiție, am câștigat numeroase medalii olimpice și mondiale, chiar și europene la acest sport, destul de iubit, după cum vedeți și dumneavoastră astăzi în tribune. Mă bucur enorm de mult că România poate fi gazda acestei frumoase competiții. Este extrem de important să organizăm cât mai multe asemenea competiții de mare anvergură, pentru că astfel ne facem o imagine foarte frumoasă în rândul sportului mondial și european. Am tras linie, locul 4 pentru prima dată din istoria clubului în Liga Campionilor. E de bine, de rău? Eu zic că pe ansamblu este de bine, având în vedere că ați văzut, competiția a fost de un alt nivel. Au fost sportivi medaliați la europene, mondiale și olimpiade, care au făcut parte din echipele care noi ne-am bătut. Sportivii noștri s-au comportat extraordinar, chiar nu mă așteptam să se comporte așa bine, chiar mi-a făcut plăcere să colaborez cu ei și sunt niște adevărați profesioniști. Alex a fost la câteva secunde de o medalie de bronz istorică pentru club. Da, am fost foarte aproape să obținem medalia de bronz. Cu mici dificultăți puteam să ne luptăm mai bine și sper ca pe viitor să obținem o medalie cât mai colorată. Ce v-a lipsit? Că de dorință s-a văzut că ați dat totul, cum se spune. Sincer să spun, puțin noroc ne-a lipsit. A fost un concurs foarte greu. Ne-am dorit foarte mult să luăm o medalie. Asta este, mergem înainte. Per ansamblu a fost un concurs bun. Eu cred că am luptat toți până la ultimul strop de energie și ne-am dorit foarte mult victoria. Mulțumim pe această cale oamenilor care au venit la sala polivalentă să ne încurajeze. A fost o atmosferă plăcută, a fost o plăcere să luptăm cu un asemenea public și vroiam să-i facem fericiți, să aducem o medalie. Din păcate, atâta s-a putut azi. You won the Champions League. Are you now better than Ronaldo? Yeah, I don't think so. Cristiano! But I'm the best, no Cristiano. No. Of course we are not like Cristiano because judo is not like football, but we are champions, and I think Portugal is too much proud of us, and sporting of course.